ce am realizat noi ascultând diverse webinarii. Da, în legătură cu femeia, care e rolul ei și dacă bărbatul are și el rolul lui. Sau el doar E absolvit de orice. De orice comportament. Da, 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 da. Eu cred după mine că femeia având energie dublă poate schimba lucrurile, dar cred că fiecare are lecția lui. Absolut. Și atunci dacă are lecția lui... Eu lucrând eu cu mine și schimbându-mă eu, îl pot ajuta să se ridice, dar nu pot să lecțiile lui, el oricum îi rămân lecțiile lui de viață. Nu? Nu știu, nu. Păi, dar nu iau eu și lecțiile lui, dar și el vine pe pământ tot cu lecții. Fiecare venim pe pământ, nu venim decât să învățăm niște lecții, nu? Și atunci nu și el are bărbat. Deci domnul Ghidel spune asta. Că și bărbatul are lecția lui. Noi putem să-l blocăm cu energia noastră puternică, putem să-l îmbolnăvim, dar nu putem să-i rezolvăm lecțiile lui de viață. Dacă, și chiar spunea Marius odată că dacă a venit cu foarte multe răutăți și cu așa, deci e firea lui, asta e lecția lui cu care a venit. Da, dar mă întreb, de exemplu, el explica de domnul Simionescu că avea un orgol, era în spiritual. Da, orgoliu foarte mare spiritual. De exemplu, n-a putut să fie la nevastă? Orgoliu? Nu, dar uite că acolo Marius i-a spus că el avea orgoliu și el s-a îmbolnăvit. Deci nu a spus că soția lui avea o problemă. Era lecția lui. Pentru că el era foarte dogmatic, era foarte respectat foarte mult, era în dogmă foarte tare. Da, eu cred că tot de o femeie era legată chestia asta, s-ar putea că mama lui la rândul lui. E clar. Avea, da. Era în dogmă, da, și fiind în dogmă, așa-i. Pur și simplu a transmis programul și el, fără să vrei, dacă nu înțelegi, nu schimba nimic, pur și simplu... Da, dar asta nu se... Deci are și el avea lecția lui, deci nici el n-a înțeles când trebuie să schimba. Dar tot o femeie l-a blocat și i-a deturnat destinul, nu? I-a deturnat, adică i-a imprimat o concepție eronată. Da. Asta e mama, da? Da, 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 mama. Mama, da. Întotdeauna mama, da. Da, da, ea e care ne... Care da. Soția eventual a putut să amplifice creația mamei. Da. Exact, exact. Fără să, na, din neștiință, din neputință, din programele din spate, mă gândesc, na, că dacă s-ar fi știut atunci, eu așa cred. Dar au și bărbații au lecțiile lor de viață. Nu? Da. Adică nu înseamnă că ei n-au venit fără lecții de viață. Ei n-au venit doar ca să ne ajute pe noi să ne învățăm lecțiile. Da. Și probabil că dacă bărbatul are cât de cât înțelegere și se trezește cât de cât și reușește să depășească acel conflict care l-a avut cu mama, că de fapt cu siguranță el s-a opus atitudinii mamei lui, dar va căuta și va găsi o soție identică cu mama, care în continuare îl va provoca, și dacă el cumva nu-și rezolvă lecția proprie cu mama lui, dă vina pe soție. Va vedea același dușman în soția lui. Soția îl înfrânează în evoluția lui. Așa, da, 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 da. Nu atât că îl înfrânează, îl provoacă. Nu, da, sentimentul poate să fie al lui, că este înfrânat din cauza soției, el nu poate să meargă pe drumul lui. Da, dar nu e aceeași chestie și cu noi, femeile. Deci noi, dacă avem un orgoliu mare, vine un bărbat care să ne înăcăjească. Păi da. Dar e aceeași chestie, înseamnă. Da. Adică și bărbatul atrage o femeie tot cu orgoliu mare, ca și mama lui. Clar. E clar. Până se trezește el. Da, nu? Da. Faptul că are energie puțină, mai mică, 20% față de femeie, asta nu-l absolvă de care și el lecțiile lui de viață. Da, eu știți, mă gândesc, și cu ăștia 20%, el are putere. Eu cred că poate să fie la fel ca... Păi, dar alții cum sunt zid? De ce spunea și Marius că sunt unii care nu permit, cum era tatăl lui Oana? Deci el nu permitea, chiar dacă avea 20% energie, dar el nu permitea de la mamă să vină spre el să-l atace. Deci, și atunci unde era 20% numai?
Probabil că era aceiai 20% și îi punea în valoare. Și îi punea în valoare. Da. Și punându-i în valoare, adică era, să se echilibreze în piele. Era o persoană trezită, o persoană care a venit cu niște abilități din alte vieți, că nu în viața asta o căpătat această înțelepciune. A venit cu ea. Dar cred că încrederea lui, credința lui și iubirea lui, acceptarea lui, pur și simplu îi dădea acea putere, având acea putere, nu mai ataca nimic din exterior. Da. Acea putere, puterea iubirii, de fapt. Da, da. Aia era puterea. De fapt, când accepți că cel din față așa l-a dat Dumnezeu și accepți că cel din față îi doar pentru tine și înțelegi că sub acea mască e Dumnezeu, tu ne luptându-te, că așa și înțeleg eu, e vorba de energie. Da. În momentul când cel din față înțelegi că e Dumnezeu și El vine pentru mine ca o lecție, doar eu să accept, Doamne, Tu mi-ai dat asta, ca eu să pot să te accept, să accept acea problemă ca bine de la tine. Și, momentul, și la femeie și la bărbat. Așa, și în momentul când nu mai ripostez, eu nu mai emit o judecată față de celălalt, pur și simplu el n-are cum să ne mai atace, pentru că dacă nu mai judești, nu mai rezonezi. Adică nu mai ai arme ridicate. Nu mai ai magnetul în mine cu care s-a tras. Sau altfel spus, nu mai ai armele ridicate. Da. Și nu te poate ataca nimeni dacă armele tale sunt jos. Da. Da. Eu cred că noi suntem ca o carte așa deschisă, fiecare cu lecția lui și nu vine niciun om în plus sau în minus. Exact. Atât cât trebuie să ne rezolvăm problema care trebuie. Cartea asta venim cu ea. Da. Cu cartea asta venim. Da, da, da. Asta e foarte interesant să înțelegem. Și acum înțeleg că, de exemplu, și bărbații, uite, sunt, de exemplu, unii care sunt singuri. Vin cu niște programe din spate de la mama. Exact. Și dacă nu înțelege el, oare n-are puterea să se ridice sau... Cred că are orgoliu prea mare și are nevoie de singurătate. Asta. Așa ca și la femei, cum spunea Marius. Că și la femeia care e singură, are orgoliu prea mare și nu are cum să rezoneze cu vreun bărbat. Ei, așa și bărbatul, având orgoliu prea mare, va atrage femei tot pe ceiași... Deci nu va atrage și femei supuse. Va atrage tot femei orgolioase. Ca mama lui. Exact, ca mama lui. Și atunci începe lupta între ei. Și el ori renunță, ori se îmbolnăvește, ori rămâne singur. Dacă duce o viață singurătate. De singurătate sau se luptă în continuare sau se îmbolnăvește sau moare, cum spun, deci de acolo e. Deci, de fapt, tot un orgoliu foarte mare îl face să fie singur. Și care nu aleg să nu se căsătorească, la asta mă refer. Dar și acolo eu cred că e orgoliu foarte mare, dar și femeile nu tot așa? Care nu se căsătoresc. De ce nu? De ce nu vine niciun bărbat spre ele? Doar Mario spunea, de ce nu vine niciun bărbat? Pentru că e atât de mare orgoliu că ea nu respinge masculinul foarte tare. Și atunci n-are cum să vie spre ea. Și exact același lucru se întâmplă și la bărbați, eu cred. N-are de ce să nu fie la fel. De fapt, cred că atunci când eu am arme, am critic în mine, am arme și disprețuiesc femeia, că și acolo poate să fie un dispreț față de femeie foarte mare. Da, că e Dumnezeu și acolo, Dumnezeu da, și acolo. Da. Și clar că acolo este o judecată preluată de la părinții, de la mama lui, de judecată foarte mare față și de dispreț față de femeie. Și nicio femeie nu-i de nasul lui, cam așa. Adică nu se potrivește... Și exact așa va fi, nu va fi de nasul lui. Păi da, da. Și nu-și va găsi niciodată femeie pentru că nu... Noi dacă, așa gândesc eu acum, dacă noi am înțelege că de fapt în spatele la corpul ăsta care e doar foarte puțin, dacă am înțelege că în subconștient e vorba doar de niște energii. În momentul când ești Dumnezeu, n-are milă. De ce n-are milă, am înțeles eu acum? Pentru că dacă s-a făcut un dezechilibru, se degrează automat. Deci n-are cum... De fapt, nu că se bagă Dumnezeu, că nu-i Dumnezeu cealaltă cu vine să bage. De fapt, sunt legile de reglare a Universului. Și legile n-au indulgență. Păi atunci n-au cum să aibă indulgență. Nu că Mario spune că Dumnezeu n-are milă, dar de fapt e echilibrul ăsta care automat se reglează. E autoreglarea câmpurilor.
lor, ca să spun. Exact. Da. Care să face, dacă omul nu poate schimba de bunăvoie, boala îl ajută să schimbe. Sau nenorocirea, sau... Sau nenorocirea, da. Că vă dați seama, într-o chestie care vine spre un, mă refer spre familie, spre un om, ca un bumerang, și îți se pare că e ceva rău. O tragedie. De fapt, acolo Dumnezeu a făcut un echilibru. De fapt, s-au autoreglat situațiile, echilibru, da. Da, da, și e un lucru foarte bun. Deci noi, dacă am înțelege și am fi fost educați, să înțelegem că doar energetic noi dereglăm lucrurile și cât de mult dereglăm, tot atât de tare trebuie să bie bumerangul, că dacă ne ducem noi într-o extremă, obligat vine bumerangul să ne aducă înapoi, știi? Că noi inconștient facem treaba asta. Să ne aducă înapoi în zero. Să ne aducă, da. Dar ce spuneți de Sfântul Ioan Botezătorul, care a fost, deci el a propovăduit venirea lui Iisus. El era foarte dur. Ce explică tu, Elena, cum îl vezi pe Sfântul Ioan Botezătorul? Nu știu, eu din ce spune domnul Marius, ce cred eu, cred că era dur, adică voia striga să se schimbe oamenii. Și era dur, așa gândesc eu. Poate, nu știu. Dar cred că duritatea asta lui venea din respingerea celor păcătoși, cum ar veni. Celor care nu înțelegeau, din respingerea lui. Deci cumva el nu înțeles și nu a acceptat nivelul de înțelegere al acelor timpuri. Nivelul de înțelegere a oamenilor din acea vreme. Cumva parcă o forțat ceva. Mai mult decât atât, l-au acuzat foarte tare, l-au învinovățit pe pe regele de atunci, că trăia cu cumnata lui. Da, deci cumva au fost acuzații directe la anumite suflete. Da. Cred că asta o a atras cumva plecarea lui în acel mod în care a plecat. Foarte dură. Da. Eu nu știu cum, adică nu știu să-i explic așa că așa îi. Dar și știu Domnul nostru Iisus Hristos când a fost el prins, Sfântul Petru a scos sabia și atunci ce i-a spus? Bagă sabia înapoi, Petru. Cine scoate sabia, de sabie va muri. Deci el a explicat... Sfântul Ioan Botezătorul parcă a provocat pe ei să-i tai capul. I-au hulit, i-au judecat. Eu personal nu prea cunosc, adică n-am citit mult despre asta. Nu atât la modul general. Când au hulit la modul general nu era o problemă. Nu atunci. Când l-au acuzat pe rege. Că trăiește cu cumnata lui și ca și cum l-a anatemizat cumva. Și ca și cum l-a blestemat. Pe de asta, anatema înseamnă să blestem. Aha. Da. Ca și cum l-a blestemat și i s-a întors exact înapoi ceea ce o emis el atunci. Cumva l-a acuzat cu puțină respingere, cu puțină ură, puțină sau mai multă. Dar știți, eu cred că nu cred că trebuie judecat. Cred că mulți fi, dar nu e vorba de judecat, e vorba să înțelegem. Cum cred eu? Și acolo a fost tot o reglare. Cine știe, a fost A venit și el cu niște lecții neînvățate și a trebuit să știe. Asta spunea și Marius, că mulți ființi care sunt numiți ființi, au laturi neînvățate. Au părți din caracterul lor care nu-i învățat, care mai revin să mai... Și de asta mulți au devenit martiri, probabil. Probabil. Da, probabil. Adică eu cred că în subconștient, adică în subtil, sunt mult mai adânci lecțiile astea. Nu cred că putem noi să înțelegem legile lui Dumnezeu cu adevărat. Exact. Pentru că el a rămas în Biblie, acolo cine știe și legi nescrise sunt în spatele, poate nici nu-i noi gândim așa, dar poate nici nu-i dat adevărul adevărat așa, cum a fost. Poate că nu a fost așa, da. Așa poate a fost. Nu pot să știm acolo. Și în realitate cred că e vorba de nivelul nostru de a înțelege. Exact, de a înțelege, pentru că și acolo a fost un echilibru, adică nimic pe pământul ăsta nu se întâmplă în dezechilibru. Fără echilibru, da. A fost ceva, dar nu știu cât la sută putem ne depășește puterea noastră de a înțelege. Exact, de fapt, vezi și într-un webinar
fiecare înțelegem după deschiderea noastră, după puterea noastră înțelegem lucrurile. Da, 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 da. N-ați văzut că trebuie să treacă atâta timp să înțelegi că de foarte multe ori domnul Marș a explicat cu subiect și predicat că cel din față e Dumnezeu. Da, dar până am ajuns să înțelegem. Când am ajuns să înțelegem un strop, că nici acum am înțeles mare normal, lucru. Că înțelegerea e foarte adâncă. E un strop, dar stropul ăla pentru noi e mare. Da. Când am înțeles, când ne-a spus Marius că să-i spunem Domnule la cel din față, parcă s-a schimbat ceva în noi, parcă nu mai ai acea... Înțelegi că cel din față e Dumnezeu. Da, și nu mai ai putere parcă să-i zici ceva urât. Bine, parcă te oprește. El ne-a spus de multă vreme asta că cel din față e Dumnezeu. Da, dar acum când a spus că spune Domnule și ai să ia, vezi dacă Doamne, poți să... Doamne, spune Doamne și vezi dacă mai ai puterea să zici ceva celui din față. Da, Doamne spui, Dumnezeule, Doamne, tu te înfuri acum sau Doamne... Tu te manifesti așa. Tu chiar, uite, venind pe drum, am văzut un tânăr, vorbea singur, așa el era, na. Da, am zis, Doamne, tu te manifesti așa. Da, da, erau doi porumbei așa, stăteau așa de frumos, Doamne, ce frumos ești aici. Experiența asta am avut-o ieri când făceam terapie la o doamnă. Era revoltată pe băiat, nemulțumită și tot taca, 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 taca. Și eu în mintea mea spuneam, Dumnezeu este și în judecată, Dumnezeu este și în revoltă, Dumnezeu este și în nemulțumirea ei, Dumnezeu este și ea. Și s-a oprit deodată. S-a liniștit și s-a oprit. Pentru că tot n-am lăsat în mine să intre, să mă... Respingerea. Că uite, iar vorbește, iar nu taci, iar judecă. Da. Sau, de exemplu, dacă îmi vine vreun gând așa de critică, mă uit la ceva sau fără să vreau, ce-am înțeles, o spus și domnul... Pilotul Marș. Automat. Așa, mă uit și zic, Doamne, dar tu ești acolo, tu te manifesti așa. Tu te manifesti așa. Și pur și simplu, în momentul când spun, Doamne, tu te manifesti așa, deja se schimbă din deja se schimbă lucrurile, da. Deci nu mai am acea... Zic, Doamne, dar Tu ești acolo și doar mintea mea o gândit așa, dar Tu ești acolo, în manifestare. Și când înțeleg, imediat gândul pur și simplu s-a tăiat. Nu mai mergi dinainte, înapoi, nu mai. Și mi-am dat seama că foarte, ca să poți să înțelegi, cred că trebuie și un timp. Dar cred că și nivelul tău de a pătrunde, de a înțelege, de a cât am cerovănui noi în fiecare zi, în fiecare zi. Deci domnul Mare spunea că nu avem timp. Da. Dar el nu știe cât am... că în fiecare zi, deci nu există zi, să nu vorbim de 3, 4, 5 ori pe zi. Să vedem. Să tot ce găsim, tot să discutăm și să comunicăm. Da, da. Că așa singur, nu știu dacă am reușit, nu știu. Poate sunt care au o deschidere mai mare, sunt mai... Nu știu ce să spun. Știi, experiența asta care am avut-o dimineață cu voi, știi, când ați venit la mine, că a zis că veniți, m-a sunat Doina, că vine la... că era pe la nou, cred că m-ai sunat. Tare. Și i-am zis, vine, Elena deja e aproape, vine, mâncăm, bem o cafea și venim la tine, știi? Și eu tot am așteptat, era 9, era 10, era 11 și mă sună Doina, nu, te-am sunat pe tine, Elena, și mi-a zis, uite, am băut cafeaua, Doina mai vrea să bei un ceai și vinem imediat. Ei, imediat a mai trecut o oră jumătate. Eu tot așteptam, eram tot nerăbdare și vinea pe mine revolta mai. Chiar așa, chiar nu vin, chiar așa au zis că, hai, cât beau un ceai, cât durează. Și ieșea din mine tot o revoltă, tot o nemulțumire și tot îmi spunea mie, mă gândeam la pilda aia că, Doamne, dă-mi răbdare, dar Dumnezeu, ca să învăț răbdarea, îmi dădea experiențe. Și vedeam că eram într-o experiență de a învăța răbdarea.
și mi-a prins foarte bine că am înțeles lucrurile când ați venit voi. Deja eu lucrasem cu mine și deja am înțeles că erau niște lecții special pentru mine, ca să învăț răbdarea, să învăț mă luase și așa o invidie. Zic, uite, s-a dus pe Doina și nu mai vei ajunge la mine, știi? Dar prin faptul ăsta, știi ce ai făcut? Pur și simplu ne-ai blocat așa, ca să nu putem ajunge. Că eu când am ajuns și am văzut câte șase o ieșea, m-am gândit, păi, dar și-am făcut atâta timp. A trecut atâta timp. Deci, pur și simplu, blocându-ne, da, o trecut da, timp. Da, eu tot așteptam, că v-ați zis că mâncați, beți cafeaua și veniți, știi, băi, dar 3 ceasuri beți cafeaua și veniți. Vă dați seama, totul e la nivel tot de energie. Da, să lăsăm ca Dumnezeu să le așeze cum știe El. Da. Deci, acolo e Dumnezeu și El vine când știe El. Dar lecțiile oricum ne vin. Deci, testările ne vin. Important este dacă reușim să le înțelegem și să nu stăm în ele, știi? Să nu ne blocăm în ele. Da, foarte interesant, da, să înțelegem că tot timpul Dumnezeu e în celălalt cu mască. Da, da. Și înțelegând asta, să spui, da, Doamne, Tu ești nervos, Tu ești puturos, Tu ești frumos, Tu ești amabil, deci ești în toate felurile posibile. Trebuie să accepți tot ce îți vine din față. Să înțelegi și să accepți. Numai că nu știu, așa cred exact. El explică foarte interesant. Adică în momentul când tu te-ai dus spre, adică mâncat mai mult, în momentul mai mult bine, așa, te duci spre mai mult bine, atunci pur și simplu eu cred după mine că vine binele și ala spre tine, adică ți se așează și uităm de... și pur și simplu te atașezi de confort și de bine și e mai greu să treci înapoi în acceptare, știi? Că începi să crească pe nesimțite orgoliu înapoi și tu crezi că te duci în ego și ala spiritual. Un confort în care ne simțim bine. Așa, exact. Și mi se pare că e normal să ne fie bine. Exact. Uite, de exemplu, cum a fost azi eu, am venit la aici. Când am plecat din Fălticeni, nu a venit autobuzul cum a spus să pleci la 6:30. Domnul Șel a spus că pleacă la 6:30. Eu zic, nu mai plecăm la fix, pentru că așa e ordinul, că acum cu pandemia asta nu mai e cum era cândva. Da, primesc ordine, da. Da, eu ce am zis aia, zic, mă duc, stau la o ocazie. Când m-am dus acolo la o ocazie, mi-am dat seama că, zic, acum cu pandemia asta nu te-ai nimeni la o ocazie. Mm-hmm. Zic, Doamne, na, zic, dacă am respins să stau acolo că așa trebuie, am venit aici, nu e nimic. Am stat acolo calmă, când am urcat în mașină, am luat în picioare. Băi, în picioare a venit. În maxi. În maxi, băi, zic, Doamne, ne-ai pregătit și frumos, da. Când chiar m-am bucurat. M-am super bucurat. Și am zis, uite, vezi, fiindcă eu acolo n-am avut răbdare să aștept, am opus rezistență, zic, ia, te puneam o stai în chișoare, să văd ce faci. Accepți sau te revolți? Accept, Doamne, e perfect așa, mulțumesc. Am coborât, am venit încetul, foarte ok, deci mi-am dat seama testul că e pentru mine. Și eu zic, dacă n-aștepți acolo, că era jumătate de oră, eu și-am zis, băi, dacă nu mi-aș zis, jumătate de oră ajung la Suceava, știi? Da, testul vine, numai eu așa cred, trebuie să-l vedem. Dar, na, asta e. E perfect așa cum e. Tot ce vine din față e de la Dumnezeu. Și atunci când știi că peste tot e El, numai că să reușim de fiecare dată, adică eu, de exemplu, i-am explicat atunci lui domnul Marius că vin foarte rar câte un test, dar am avut acele 3 zile, pur și simplu stăteam așa, ca într-o parcă eram, deci vedeam că nu-s bine cu mine, dar probabil că dacă înțelegeam, Doamne, Tu ești acolo, 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 dar o trebuit probabil chestia și e ca să pot să înțeleg mult mai bine, că El dispus o spus dintotdeauna și o explica lucrurile astea. Dar a venit momentul înțelegerii pentru noi, așa, că trebuie să ne ridicăm o leacă, adică să ne ajute să ne ridice o leacă vibrația mai sus, să putem pricepi. Vezi că de fiecare dată parcă să mai prinde câte o înțelegere, mai înțelegi ceva mai profund. Una, și înțelegem, dar eu cred după mine că înțelegerea asta
stă noi atâta timp cât noi suntem în smerenie. În momentul când te-ai dus în ego, da, da, s-a anulat, s-a anulat absolut. Înțelegi, dar înțelegi în funcție de ego pe care l-ai. Exact, exact. Da. Adică da, înțelegerea da. E pur și simplu e perturbată. Bine, înțelegerea ei rămâne acolo, dar nu da. Mai poți să ieși, s-o pătrunzi atât de adânc să da. Nu te duci acolo. Da, da. Da. Apropo de înțelegere, eu am simțit marți în webinarul cu Marius că parcă am primit un dar atât de mare, ca un miracol, așa. Tot înțelegerea. Am înțeles mai profund, pentru că eu până atunci, până la explicațiile lui Marius, credeam că nu prea mai am de lucru cu exteriorul. Credeam că am de lucru eu cu mine. Să schimb eu în mine. Și Marius mi-a spus pur și simplu, nu, tu nu accepți încă tot ce este din exterior, adică ți se pare că nu-i bine că soțul face așa, nu-i bine că virgulă copilul face așa, nu-i bine că alții cu tare nu știu ce fac, deci acolo ai încă de lucru. Și așa parcă mi s-a luat ceva, un văl, încă un țol de pe cap și am înțeles cumva mai profund o leacă că peste tot e Dumnezeu și eu am doar de acceptat că și așa e bine, și așa e bine, și așa e bine. Adică tot ce văd în exterior e perfect așa cum este. Exact. Și asta m-a ajutat. Am avut o experiență și eu, vineri. M-am dus la sora mea la Fălticeni, că pur și simplu joi seara ea m-a chemat, dar parcă cu disperare m-a chemat că avea nevoie de mine. Când am ajuns acolo, era o tensiune foarte mare între ea și soțul ei. Ei străcaseră soba cu o zi înainte, era plin de moloz, era plin de mizerie, era... și amândoi erau ca două bube cu armele ridicate într-o luptă surdă, așa, adică nu numai surdă, chiar și cu cuvinte. Așa. Era manifestarea lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. A, așa. Și ținând cumva minte sfatul, adică părerea lui Marius că e bine și așa, e bine și așa, cumva am cerut lui Dumnezeu, am cerut. Deci nu i-am cerut cu vorbe. Am zis, Doamne, azi tot ce văd va fi perfect. Tu ești în tot ce am să văd eu azi acolo. Și chiar o trecut toată ziua, bineînțeles că fiecare s-o manifesta cum a putut, dar de câte ori se escalada tensiunea dintre ei, dintre sora și cumnatul, sau apărea încă o tensiune între cumnatul meu și meșterul care venea mai târziu să lucreze în continuare la acea sobă, pur și simplu, când tot eu spuneam în gând că toată ziua mi-am Așa am simțit toată ziua, zic, Dumnezeu se supără, Dumnezeu răspunde cu supărare, Dumnezeu face așa, Dumnezeu zice așa, Dumnezeu zice așa. Deci creștea un pic tensiunea dintre ei, se ridicau vocile și apoi ușor, ușor se domoleau. Și pur și simplu am simțit atâta energie că de obicei respingând atitudine celorlalți, mă goleam de energie. Mă simțeam ca o cârpă, nu mai aveam energie să fac treabă. Ori eu am fost chemat acolo să ajut, să fac treabă. Păi nu vă spun că toată ziua, tot mulțumind lui Dumnezeu că El lucrează prin mine, că El face tot ce acolo. Deci am înțeles că Dumnezeu calma, eu eram doar ca un instrument. El calma furia de acolo, el calma tonul ridicat de acolo. El era și nemulțumirea. Exact, dar totodată el prin mine, deci nu eu că eram eu cineva care conștientizam. Tot Dumnezeu prin mine așeza, echilibra. Și am stat toată ziua cumva într-o stare de recunoștință că
am atâta energie să muncesc. Pentru asta m-am dus acolo. Și până seara la 6:30 am făcut tot ce era de făcut pe acolo, ca în final sora mea să rămână atâta de recunoscătoare și să nu se mai oprească din tot, din a mulțumi că am fost și că am ajutat-o să iasă din mizeria aceea, să iasă din situația aceea. Da. Și am realizat că energia pe care am avut-o a fost tot un dar de la Dumnezeu, că oarecum eu toată ziua am stat într-o prezență cumva, da. Și într-o stare de nerespingere. Am acceptat că e bun și așa, e bun și așa, e bun și așa. Exact cum o sfătui Marius să înțeleg și să spun. E bun și așa, Dumnezeu e și așa, Dumnezeu e și așa. Da. Și de ce am avut toată ziua energie. Da. Și n-am seara când am venit, m-a întrebat Vioara, cum te-ai descurcat? Ce ai făcut acolo? Nu ești obosită? Nu ești terminată? Zic, nu. Chiar da. N-aveam nicio oboseală, nici așa. A doua zi dimineață, că chiar eu mă gândeam, na, cred că am să mă scol mâine ca o cârpă golită. No. Nimic. A doua zi dimineață avem aceeași energie. Experiența asta am avut-o și eu ieri. Tu ai avut-o alaltă ieri și chiar mă miram de tine, zic, uite, tu cum ai reușit. Știi? Și da. Am fost solicitat la o familie, eu nu prea merg acasă, n-am venit la mine, dar ieri m-au solicitat că erau mai mulți membri familiei și m-au rugat să mă duc la ei să le fac terapie. Și fără pauze am făcut unul după altul. Dar tot așa, am lucrat, am conștientizat cu mine că și acolo e Dumnezeu și am înțeles, am stat așa, am reușit să stau într-o stare de prezență mai mult continuu și de acceptare. Aseară nu venea să cred, deci am plecat dimineața la 10, m-am întors aseară pe la 7 și la 8 și nu venea să cred că aveam energie și mă gândeam dimineața o să fiu obosită, culmea că nu m-am simțit obosită dimineața. Da, eu v-am spus cum am înțeles atunci când că mă simțeam foarte obosită și când mi-am venit în minte că de fapt ego e obosit, eram șocată, adică cum? Și asta e tot din ego? Da. Și ați văzut cum a spus domnul Marius, că el de care de urcat niște scări, el iasă din minte și în momentul când doar mintea îți dă senzațiile astea de oboseală, de tristețe, de nemulțumire, de noi, sufletul, el n-are nicio stare, el e doar acceptare, acceptă tot și vine spre el, nu se supără, nu se enervează. Cum înțelegi tu să ieși din minte? Eu înțeleg să ieși din minte, să-i atribui absolut tot lui Dumnezeu. Deci acum Dumnezeu urcă scările. Mm-hmm. Acum Dumnezeu face lucrul ăsta. Acum Dumnezeu se află în locul ăsta și Dumnezeu lucrează acum. Dumnezeu lucrează acum. Fac masaj? Da, asta spuneam și eu. Doamne, tu lui faci masaj. Da, tu, Doamne, faci masaj. Dacă mă uit, de exemplu, la ceva care și-am înțeles eu acum, adică n-am făcut cu domnul Marius. Doamne, Tu ești acolo, e manifestarea Ta acolo. Pur și simplu mă uit și atunci eu nu mai am emoție așa de respingere sau de bucurie sau de... Ești cumva neutru. Cred că în stare și e neutru. Nu știu, așa cred. Asta e răspunsul. Apropo de a respinge, ieri de la amiază am simțit așa ca o tristețe pe mine, o melancolie. Și la un moment dat, că inițial apărea oponența, apărea să resping acea stare. Și pe așa ne-am zis aminte, nu te opune, nu te mai opune. O venit să iasă, să curăță acea tristețe. A apăsat cineva pe un buton la tine și a apărut tristețea. Nu așa, ce dacă? Și acceptând cumva, asta este, Tu, Doamne, ești în tristețea asta, Tu ești în tristețea asta pe care o simt, Tu ești în nemulțumirea pe care o simt acum, deși nu aveam niciun motiv real pentru a fi nemulțumită sau tristă. Și acceptând starea asta așa, am pus și am ascultat, că asta eram și pe drum, am pus și am ascultat o înregistrare tot cu Marius, pur
și simplu timpul registrării s-a dizolvat, mi-a revenit energia și am putut la bucătărie să fac până seara tot ce am avut de făcut. Eu știți ce cred, eu așa cred eu, că doar noi avem de dat mintea la o parte. În momentul când în mintea asta nu mai rulează frica, nemulțumirea, deznădejdea, toate astea, atunci pur și simplu îi dăm voie lui Dumnezeu. Noi cred că de asta, nu știu, așa... Dar noi nu știm cum, adică ar trebui să înlocuim cu doar cu că tu ești Doamne acolo. Tu ești Doamne acolo, tu că ești, uite, asta tu faci asta, înlocui, tu faci altfel, asta. Că nu putem da gândurile să le pai plecați. Da. Nu așa. Da, domnul Marius, ai văzut și a spus, are o logică cumva. Momentul când ești în restrângere, da, nu mai iau putere gândurile, asta pentru că se împuținează materia, deci pe trup. Și-ți slăbește voința, de fapt, asta se întâmplă. Așa, se-ți voiește și atunci tu ai ochii minții. Nu mai ești pe voia ta. Nu e mai voința ta exact, când, nu vedeți când postim. Da, nu mai ești ai voința altfel, ta. Altfel ești. Da. În momentul când, nu, când mănânci mai bine, da, îți crește ego-ul de numai. Îți crește ego-ul de... Da. Așa, v-am spus, ieri am mâncat un pic mai... Mi s-a părut nici că am mâncat mai mult și azi, pur și simplu, nu că nu acceptam mâncarea, vroiam să fie mai puțin, dar apă, așa. Ei, încet, ce văd eu la mine, încet, pur și simplu, nu mai simți. În momentul când tot înțelegi lucrurile, nu mai simți mâncare. Și nu mai poți mânca mult. Nu mai poți mânca. Ei, și în momentul când, eu cred că, nu e atâta restrângerea pe din afară, cât e înțelegerea. Știi, era, spuneai tot de un citat din Sfânt Părinte care spunea... Păi tocmai asta voiam să spun acum, că Elena se referea la să mănânc mai puțin. Dar un Sfânt Părinte a făcut o afirmație că postul de mâncare este cea mai mică virtute, cea mai mică dintre virtuți. Dintre toate virtuțe. Pentru că am înțeles că există... restrângerea în material, în materie, adică la mâncat, la nu știu ce, dar cred că mai important este înțelegerea, pentru că dacă nu înțeleg, nu reușesc să înțeleg, se ridică foarte tare orgoliul spiritual. Mă cred că eu dacă postesc, eu deja sunt pe un nivel foarte mare. Deja am o vibrație foarte înaltă că eu postesc și mă cred că eu postesc și în loc să fiu pe drumul bun, de fapt, intru în crește mândria. Da, crește mândria. De exemplu, eu mă duceam, am fost de câteva ori la Părintele Procru. El a stat, ce am citit despre el, costa vreo 30 de ani în munți. Uh-huh. Și el avea grijă de pusnici, le ducea Părintele Cleopa, probabil era un intermediar între Părintele Cleopa și pusnici. Da, da, da. După ce a plecat Părintele Cleopa la Domnul, cred că a fost însărcinat să aibă grijă, el trăia într-o așa din scânduri făcut la marginea unei păduri, în Neamț. Da, da, da. Ei, el niciodată când te duceai la el avea o smerenie, după aceea mi-am dat seama, el când te duceai la el, te lua, te pupa pe frunte, spunea în genunchi lângă tine și zicea, Maica Domnului, ajută tu cum știi tu omul ăsta, că eu n-am cum să-l ajut, uite eu aici puturos, nu mă rog, mănânc mult. Și atunci mă gândeam, măi, cum, na, vineau oameni la el. Odată țin minte că am văzut o înregistrare că s-a dus un părinte și un părinte, sunteți vorbit de rău, că, mă rog, și el a zis că, mi-a spus numai câteva le știu, dar eu am mult mai multe lucruri urâte eu personal. Da, așa-i. Deci el nu s-a supărat și el spunea așa, dacă vrei să te superi pe cineva și vrei să-i spui ceva, spui așa la gândul și ala, am să-i spun mâine. Și dacă mâine, îți vine iar să-i spui, spui, ei, Doamne, am să-i spun poi mâine. Și amânând gândul și ala la luni și nu mai faci zavistii între tine și cel drag sau între și tine. Înțelepciune, și înțelepciune, da. Da, și faci că tu, de fapt, faci zavistii între tine și Dumnezeu. Da, da. Și atunci am stat și m-am gândit, oamenii ăștia care erau foarte, care înțelegeau lucrurile, cât puteau să înțeleagă, nu i-auzeai niciodată
să se laude. Să spui că ei postesc, să spui că ei fac nu știu ce lucruri. Era o taină. O taină. Eu cred că e o taină la fiecare dintre noi, noi cu noi. Da. De cu cât spunem, cred că ne crește foarte tare mândria, că ne credem că suntem pe cale. Exact. Cred că asta e. Da, da. Eu așa cred. Adică întotdeauna... Eu cel puțin așa gândesc eu. Întotdeauna tu să-ți vezi și mai ai de corectat acolo. Să adică... vezi ce ai de schimbat la tine. A, așa, de schimbat. Postind, făcând post, nu mai post și, și afirmându-mă că fac post, eu cred că mă duc în exterior mai mult. Da, îmi mai aduc aminte de o chestie. Odată făcut mai în urmă leacă, Marius cu Elena Zaharia, un binar. Și Elena a citit la un moment dat din Rumi. Și era cam de genul ăsta, că era la o mănăstire, erau mai mulți călugări și unul dintre ei era foarte gras și foarte lacom la mâncare, mânca cât cinci ceilalți. Și bineînțeles că ceilalți confrați ai lui îl judecau mereu și îl disprețuiau. Și Rumi a făcut o constatare. Era, de fapt, cred că constatarea sau era informația pe care o primea de la Dumnezeu. Spune așa că dacă un om are foame de 10 pâini, dar el mănâncă numai 2 pâini, apă acolo e restrângere. Deci eu dacă simt o foame că mă roade pur și simplu și încerc toate variantele. Și eu de obicei mănânc o găleată de mâncare, dacă așa, eu iau, mânc numai jumate, exact, e da. Restrângere. Deci eu dacă refuz să mănânc că mi se face rău de foame, pur și simplu amplific starea aceea de rău. De rău, da. Și intru într-o luptă eu cu mine, cât casa. Da. Dar dacă eu mă duc și mănânc, că atâta cât sunt o stoiesc foamea aceea. Că uneori este o foame toxică, e adevărat. Da, pentru unul mâncarea poate să fie, depinde de cât lăcomie are în el. La unul poate să fie o cantitate foarte mare, la altul foarte mică. Așa. Și am observat că dacă eu nu mănânc până mă satur, până ajunge aici la gât, e super dacă mă opresc înainte de a mă sătura și mai beau. Dar nu trebuie să măsor cantitatea cât mănânc. Fiecare după cantitatea lui, după programul care am observat are, că punând o leacă mai puțin, din 5 mai puțin în farfurie, nu, dar reușesc eu vreau, să mă satur. Dar eu vreau să spun că unul care e de 100 de chile, nu poate, sau mai ales bărbații, e clar. Nu poți să mănânci cât mănânci tu. Absolut, absolut. Da, și el dacă se restrânge un pic din cât mănâncă, păi, exact, o găină, asta spunea Rumi. Și mănâncă așa, numai o jumătate. Exact asta au spus Rumi, da. Da. Deci dacă deci tu te restrângi, atâta cât poți să te restrângi, e perfect. E tot restrânge. Da. Că altfel apare orgolul spiritual, deci nu materia e totul, nu mâncatul e totul. Da. Deci este foarte important, dar schimbarea cu noi este cea mai importantă. Exact. Eu degeaba postesc, dacă eu nu mă schimb eu pe mine, nu înțeleg că de fapt trebuie să văd pe Dumnezeu în tot și în toate. Și cumva, parcă acum, așa cel puțin percep eu, să mă restrâng mai tare în reacții. Așa. Nu în mâncare. Da. Dar nu știu dacă în reacție, în momentul când înțelegem că Dumnezeu e peste tot și accepți tot ce automat, vine... Automat, automat restăm reacție. Nu mai ai reacție. Dacă clar, înțelegem că peste tot e Dumnezeu, atunci nu mai ai și să te restrângi în reacție. Că, Doamne, Tu ești acolo. Nu mai vin spre mine situații care să mă provoace. Exact. Nu mai atrag situații. Exact. Adică nu mai sunt un magnet care să atrag situații când eu înăuntru sunt în acceptare. Sau dacă deja le atrag, că probabil mai am de învățat, reacția mea nu va mai fi ca ieri sau ca cu o lună. Da. Sau ca anul trecut. Da. Va dura foarte puțin. Băi, înțelege. Deci deja înțeleg situațiile, și, deja și trec prin ele. Și ca și cum, dacă înțeleg o picătură, Dumnezeu peste câteva zile îmi mai picură o înțelegere mai profundă. Așa, cel puțin așa am perceput. Eu cred că acceptarea asta face foarte mult. Îți țin minte că citeam Patericul Atonit și era un avă, povestea acolo că s-a dus la el un tânăr, vrea o binecuvântare. El a ieșit, s-a uitat la el și a zis că îl caut pe părintele cu tare, zice, i-a dus în sat. Iese el, dar el era. Da. Iese el după o perioadă, zice, nu mai venit, zice, nu a venit părinte. Zice, dar eu l-aștept. Zice, dar el mai, nu știu, mai scapă câteodată și mai ia și câte un rachiu.
Nu e nimic, eu vreau doar o binecuvântare. Intră înapoi, părintele stă, ies afară. Măi, nu a apărut părinte. Zici, eu l-aștept, numai o binecuvântare și mă duc. Zici, da, zici, nu știu, parcă auzisem niște vorbe, că el se mai oprește și pe la o doamnă prin sat. Părinte, eu l-aștept să-mi dai o binecuvântare și mă duc acasă, na, eu cred că a să vii. Atunci părintele o să zic, Doamne, atâta binecuvântare să ai, tu și tot neamul tău de acum înainte, câtă credință ai. Deci indiferent și vă dați seama acceptarea asta și înțelegeți cât i-a spus, cât s-a dus să-și iei țigări, cât s-a dus și el nu a avut importanță. El vrea o binecuvântare pentru că el credea el e om al lui Dumnezeu și el se întâlnea cu Dumnezeu. Și el nu și-a schimbat părerea că i-a spus ceva. Pentru că el gândea că acela e un om al lui Dumnezeu și el se întâlnea cu Dumnezeu și pe el nu l-a interesat și... Pe el nu l-a smintit vorbile. Exact. Câtă credință avea. Și vezi, și noi imediat, cum ce ne aflăm ceva, imediat ne smintim. Dăm la disecat, l-a întrebat, l-a făcut. Și ne schimbăm părerea imediat de omul. Și vedeți că, de fapt, în fiecare situație, de fapt, lucrurile cu sus în jos. Exact. Știi? Acum când înțelegem, acum, și acum vedeți că încă mai sunt întrebări. Am înțeles încă o picătură. Exact. Dar picătura asta e foarte mult pentru noi. Da. E adevărat. Da, așa. Că eu când am înțeles cu Brâncoveni, de la Sâmbăta de Sus, întâmplător odată am dat Minerva, care face astrologie. Nu aveam nicio treabă cu astrologia, dar am auzit discuția asta că nimic nu e întâmplător, după ea să vă și spune. Și ascultând, o explicat așa, că ea în toate lucrurile astea care s-au întâmplat, ceva în spate există. Eu găsă răspunsul, dar o zis că cu Brâncoveni nu găsă răspunsul. Și o rugat pe cineva de la Biblioteca Națională, că acolo sunt foarte multe lucruri care sunt ținute și nu sunt date publicului. Și o ruga pe cineva și explicează și uite, am găsit, vină și citește. Și când s-o duși o citit acolo, ce-o găsit? De exemplu, el avea convenit să dea birt la turci, cum era odată. Eu nu prea cunosc istorie. Eu spun ce am înțeles din ce o explicat ea. Da. Pe lângă birtul cealaltă care trebuia dat la turci, el mai dădea copii care erau crescuți ca și soldați pentru armata turcă. În moment, copii orfani, probabil. Copii, nu orfani, copii luați la mame. Și spunea că când s-a întâmplat treaba asta că copiii așa, explicau, zis că acolo că pe el l-a ajuns acel blestem a mamelor care li s-au luat copiii de la sân. Da, da, da. Și atunci a rămas așa, asta a fost. Asta a fost. O explica, de asta el a avut așa o moarte și a rămas așa. Să fie omorât în prezența copiilor. Așa, și a rămas așa, da, au zis că deși și întâi eu asasina copiii și după aceea. Ca să vadă el, da, ca să sufere. Da, și eu explica și am zis, Doamne, uite, adică eu nu dădeam. Vine plata. Nu dădeam importanță la și spunea Minerva, dar atunci am șocat așa, scute, domnule, că și aici, și de aici, deci din fiecare om, noi niște intrinință legând legile lui Dumnezeu, împărțăm, acolo nu-i bun, acolo e de-a lui diavolul, acolo e de-a nu știu cui. Și vedeam că... Dar de fapt în tot și în toate există o reglare. Da, și de fapt îți trecuți ca sfinți în ortodoxie pentru că au făcut ceva. Dar de fapt lucrurile au fost, deci nu a fost un sacrificiu pentru țară, a fost o reglare karmică, de fapt, nu? Eu știu ce cred cu istoria, acum găsând și citind, eu cred că s-o dat nou ca și istorie, atât cât să ne țină cumva limitați. Da. Că dacă ce am citit despre tartari, foarte puțin, eu n-am auzit în istorie, n-am auzit absolut pe nicăieri lucrurile așa astea. Vorbit, da, despre așa, s-o ținut foarte ascuns. Și de 200 de ani numai. Așa, e istoria că m-am întrebat, atât de tare poți să ne schimbi? Da, păi trebuie 2-3 generații ca să facă în așa fel să schimbi istoria.
nu-ți trebuie mult. Și atunci și te mai miri de la Domnul nostru Iisus Hristos că nu-s lucrurile puse cum ar cum trebui și rest încoași. Atât s-o... Eu ce am înțeles că nici mormântul lui Iisus nu e acolo. Auziți, suntem prea mici, eu nu cred că are importanța asta. Nu are importanța asta. Suntem prea mici da. Pentru lucrurile da. Astea, dar da. Trebuie să, așa gândesc eu, noi să înțelegem că suntem fiecare om o ființă divină care am venit doar să acceptăm. Asta dacă am înțelege profund, că suntem creații divine, că asta, asta de fapt de mii de ani ni s-o ascuns. Că suntem creații divine. Nu știu dacă ne s-o ascuns. Să știți că, uite, de exemplu, am când mă duc câteodată la biserică, înțeleg niște lucruri foarte profunde. Eu cred că nu a fost, în primul rând, eu cred că nu a fost înțelegerea noastră profundă. Eu așa gândesc. E clar, acele țoale în cap, nu? De care da, vorbeai tot eu cred atunci. Că sunt am venit, eu așa cred, cu niște... Cu sau nu ni se permit, nu eram pregătiți să înțelegem. Poate. Da, se poate și asta. Deci eu când am înțeles unele lucruri, deci, uite, să te duci la biserică, să faci așa o dată pe lună, mă duc și ascult Evanghelia și când ea să... Da, probabil că sunt timpurile astea acum, când se deschide înțelegerea. Adică unele lucruri... Înțelegerea. Exact. Unele lucruri într-adevăr sunt deturnate, dar dacă e esența de acolo, că vedeți că și într-un film, chiar indiferent cum e filmul ăla, da, găsești o esență. Și acolo, în esență, așa e un bine. Ați văzut cum a spus doamna Oana? Adică să nu te implici în detalii, să te accesezi doar pe esență. Exact. Ați văzut cum a spus doamna Oana cu filmul ăla cu diavolul, când și el când s-a dus la ăla și a zis că nici măcar eu nu puteam să fac așa ceva. De ce ai făcut? Ei, până și el așteaptă iubirii. Deci eu cred că acceptarea asta e acceptarea întunericului din noi, că și al din față, exact. Și al din față nu vine decât să ne arate și avem în noi de acceptat. Cât întuneric avem în interior. Exact, nostru. Exact, exact. Da. Și noi neștiind noi neștiind și neînțelegând lucrurile astea, pur și simplu ne luptăm cumva într-un fel cu viața. Da, ne luptăm cu Dumnezeu, de fapt. Da. Așa e.